Premieră pentru cercetarea legumicolă din România. Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, în scurt timp, vor omologa un noi soi de tomate cu fructele de culoare neagră. Acestea, spun specialiștii, sunt superioare tomatelor clasice, pentru că au foarte mari beneficii pentru sănătate. Procesul de ameliorare a fost început acum 20 de ani, iar acum soiul poate fi cultivat în orice grădină din România. Aceste tomate fac parte din soiul Kumato, iar fructele se deosebesc prin culori mai puțin obișnuite. Tomatele obținute la Buzău sunt de culoare neagră sau vărgate și au fost denumite Nera și Rapsodia. Acestea fac parte acum din zestrea genetică a României, alături de alte 3.000 de soiuri de tomate. Procesul de ameliorare pentru această specie a început acum 20 de ani, iar stabilizarea soiului a fost reușită abia acum. Au o culoare deosebită, distinctă față de tomatele clasice, de altfel noi suntem obișnuiți să le spunem roșii, după culoarea fructului, dar acestea au fructe tigrate, adică verde cu roșu sau chiar indigo închise la culoare, tomata neagră. Sigur, de aceea e bine să ne adresăm cu titulatura de tomată. Tomate noi, soiuri noi, obținute la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău. Noi avem o colecție bogată de peste 3.000 de soiuri, de genotipuri, dar o parte dintre acestea au ajuns în stadiul final de ameliorare și au fost înscrise în vederea brevetării, omologării și brevetării. Avem 3 creații noi obținute din această grupă. Este vorba de grupa tomatelor Kumato, specii, varietăți noi introduse în piață. Noi spunem că am realizat aici o premieră națională și nu numai națională, pentru că am obținut primul soi de tomate Kumato în România și nu numai în România. O echipă întreagă de cercetători au muncit pentru ca acest soi să fie stabilizat. Tomatele de culoare neagră sunt superioare celor clasice, acestea fiind foarte bogate în antioxidanți. Acest soi face parte din grupa de tomate tip Kumato, ceea ce înseamnă că are niște caracteristici superioare față de tomata clasică. Este această culoare deosebită, neagră, atunci când fructul este imatur și, bineînțeles, și la maturitate rămâne această colorație antocianică predominantă. Sigur, oferă o imagine extraordinară asupra tomatelor. Este total diferit. Se poate folosi în salate, se poate consuma în stare proaspătă, se poate folosi chiar și la industrializare. Soiurile noi obținute la Buzău vor intra în rezerva genetică a României, acolo unde regăsim peste 3.000 de tipuri doar de tomate. Semințele vor putea fi oferite cultivatorilor experimental încă din această toamnă și vor putea fi cultivate atât în spații protejate cât și în grădini.